Bine ați venit la Techstar Autocross Challenge. În acest episod o să vă spun și de invitat, dar înainte aș vrea să vă povestesc despre ce e vorba. Foarte simplu, chemăm câte un influencer din lumea auto, îl punem la volan. Dacă mai zici odată influencer, te scot din cadru. Publicitate! Nu uita, dacă vrei să-ți achiziționezi o mașină și să știi tot istoricul ei, vizitează site-ul www.carvertical.com și acolo vei avea un istoric cât mai amănunțit ca să știi ce cumperi. Nu înseamnă că dacă o mașină a fost lovită, e de aruncat. Baftă! Cum să te numesc? Prezentator TV? Prezentator TV auto? Influencer? Influențezi lumea? Influencer? Nu asta faci? Influențez lumea în... Eu nu vreau mă să influențez pe nimeni. Nu? Eu vreau să mă influențez pe mine. Ok. Și pe tine te influențezi bine? Da. Da? Mă uit în oglindă și mă influențez. Și ce zici? Bă, ce bine sunt. Știi cum se uită oamenii în oglindă? Există un singur unghi din care nouă ne place de fața noastră. Asta și te uiți, okay. Este statistic. Te uiți, știi, dimineața văzut, când faci tu alea așa, da. Deci, știi, unghiul de selfie este singurul unghi în care unghiul tău bun. Ești fericit când te uiți în oglindă dimineața. Până când ajungi în unghiul ăla, nu pleci de acasă. Eu, dacă nu reușesc să influențez nici măcar unghiul ăsta, ce să mă gândesc eu că influențez pe cineva? Bun, îmi cer scuze pentru atribuirea de nume greșită pe funcția pe care ce scrie în cartea de muncă. Please do not contact me. Bun, îl avem pe... Să-i spunem domnul Giurgia Costin. Să nu începem cu Costin Giurgia, că nu e ok. Bună dimineața. Bună dimineața, bine ai venit, foarte punctual, extraordinar. Cu un sfert de oră înainte să începem treaba. A început câinele. Da, mergem cu o mașină de autocross. Ideea sau formatul emisiunii pe care ei nu l-au știut. Deci, poate să ar fi zis aici ceva, îți dai seama că nu ar fi putut să atacă. Nu l-am știut. Formatul emisiunii nu l-au știut. Este vorba că fiecare invitat vine cu mașina din dotare, de această dată Renault Megane, văd că a fost alegerea ta. Nu știu dacă trebuia să vin cu mașina din dotare, eu veneam cu motocicleta. Motocicleta. Deci mașina ta din dotare, pentru oameni, este motocicletă. O motocicletă. Da. Marca, că eu știu, dar nu vreau să zic eu. Nu e Boxer, e asta. Ok, GS, 40 de ani de GS, mulți înainte, să le dea Dumnezeu putere de muncă. Da, da, da. Când eram mic, eu mă gândeam că la 40 de ani o să am Porsche. Da, asta cred că se gândeau toți. Așa. Nu s-a putut Porsche. Poate am mutat un pic milestone-ul, știi, l-am dus la 45. Okay. Între timp mi-am luat un GS și merg cu el. Îți faci treaba cu el? Da, nu, dar îți faci treaba cu el. Îți faci treaba cu el, i-am pus și cutii, am pus tot. Și te întreabă lumea de GS și te întreabă lumea pe unde te duci și te întreabă lumea unde să mănânce și te întreabă lumea? Te întreabă, nu? În principiu eu cam zic tot de la început. Aha. Deci nu aștept să te întrebe da, ei. Da, am nu, zic tot, fiți atenți, am fost pe aici, mă pozez. Dar nu te laud. Asta e. Nu mă laud, eu doar zic. Uite, dacă vreți să mergeți și voi cu GS-ul și să vă simțiți bine, uite, puteți să mergeți pe aici. Pardon, să vă simteți bine. Să vă simteți. Bun, ce ți-a plăcut la Megane? Acest nou Megane electric, nebun. Ce primul lucru care ți-a plăcut? Atâta vreau să-mi spui și după aia... Când au făcut ăștia Megane-ul, da? Aveau două variante. Una mai de săraci și una mai de... frumoasă, sport, la nivel de design. Okay. Înțelegi? Da? Aveau niște schițe pe acolo și nu erau hotărâți pe care să o facă. Până când a venit Luca De Meo, înțelegi? Da? Bossul, șef. Suprem, boss. șeful la șef. Burtosul, cum ar veni. Exact. Și i s-au prezentat aceste două, a zis, ce mai aveți voi pe sertar? Ce mai faceți pe acolo? Mai scoateți pe acolo? Megane-ul la când îl schimbați? Și i-au zis, păi șeful, știți, îl lăsăm pe ăla până pe 2024, că e cu hibrid și mai totuși mai avem combustie internă, mai avem, bine, dar un electric aveți? Păi uite, avem schițele astea două. Și ăla s-a uitat și toată lumea voia să facă pe aia de săraci și ăsta a zis, nu o faceți pe asta. Și au făcut-o pe asta. Da. Și nu prea ai ce să comentezi. N-am ce să comentez. Chiar n-am și eu aș fi comentat. Asta mai ales zic. De Renault și da, de Megane. Da, păi asta arată zic. Bine, n-am ce să zic. Păi... Cu tablete, cu roz, cu nu știu. Hai să vorbim despre această rachetă de care tu nu știi. Este un Golf 2.0 GTI aspirat natural de atmosferă.
pregătit de autocross. Da. Autocross este o disciplină în motorsport în care îmbină asfaltul cu macadamul. Noi nu avem asfalt, că e scump rău. În România asfaltul este extraordinar de scump. Așa. Dar mergem doar pe macadam. Așa. Avem obstacole, avem jaloane. Fiecare jalon atins sau dărâmat reprezintă 5 secunde de penalizare, deci mergem chill. Eu spun ție întrebări de la fanii noștri și ai tăi, pentru că le-am citit acolo pe Stax și multe întrebări nu le-am înțeles, deci probabil sunt niște glume interne pe care le aveți voi și eu nu le știu. Îmbucurător pentru tine este faptul că ai cele mai multe întrebări dintre toți invitații. Cele mai multe întrebări, frumos. Printre care una ar fi și cum de-l mai suporți pe Bratu. Asta e cea mai frecventă. Nu știu, nu știu ce e între voi, nici nu vreau să mă bag. Hai să nu intrăm în subiectul ăsta. Dar ideea este că tu trebuie să mergi tare. Avem două ture de recunoaștere, trei cronometrate într-un timp total, deci nu facem best lap. Da. Și eu trebuie să spun întrebări, să iau și timpul, să am grijă și de viața mea. Tu trebuie să și conduci, să nu ne răsturnăm, să nu murim. Am înțeles. Stai să mă gândesc așa. Deci când aveam eu 14 ani, 15 atunci l-ai cunoscut pe Bratu? Nu, pe Bratu l-am cunoscut mult după aia. Deci, când aveam 14, 15, cam așa. 14, 15. Era o Dacie. CN1 era. Da. Înțelegi? Da. Deci, nu, cred că era mai mic când era CN1. Vreau să-mi zici dacă acaretul bagă căldură și pe la picioare, da. Nu, dacă tu crezi că e mai șmecher decât un break CN1. Da. Da, este. Da? Da, pentru că altfel condițiile sunt cam la fel. Da. Și la mine la Pleșcoi tot așa era, când am învățat eu să conduc. Așa este. Dar mașina asta are niște anvelope speciale de macadam, adică putem să intrăm foarte tare în viraje fără să dejantăm. Cu Dacia sigur dejantam, dacă intram tare în virajele astea. Așa. Avem o suspensie sport, avem scaune sport, centuri, roll cage de siguranță să nu pățim nimic, volan de sport. Înțelegi? Îți dau și mânuși ca să nu zici după aia, domnule, mi-a alunecat mâna pe volanul ăsta din... Dar bordul sigur nu e mai șmecher decât la CN1. Ba da. Ba da, măi, e, are și computer de bord și îți arată... Nu, Dacia e depășită. Golful 3 GTI îți garantez că este o variantă foarte bună la 115 cai, cât avea el când l-a făcut mama lui. Acum mai are 90, că l-am dus la Dyno. Ok. Așa, și comparația o să fie pentru toată lumea la fel. Vedem care e cel mai bun. Hai să te băgăm o mașină, să luăm cască. Hai. Și aia e. Hai. Cască de unde? De aici, au la magazin. Hai. Vă rog. Ia uite, mă, că ați încăpu și în scaun, domnule. Bun, e confortabil? Se poate regla în față și în spate. Dacă nu e confortabil. Hai un pic mai în față. Hai să vedem. Gata, mă. E tot ok, da? Da. Hai să văd unde pun la fărgere. Hai, până vezi tu, mă urci eu în dreapta. Hai. Mamă, câte lucruri am. Ești am uitat. Nu sunt. Îți dai seama că nu sunt. Punem contactul. Haide, trezește-te, știu că poți. Contactul. Și pornirea de la buton ca să te impresionezi. Hai, apasă-l. Curaj. Prima observație. Bordul ăsta nu e mai mișto decât ăla de CN. Ești tu hater ăla la CN? Bordul ăla de CN avea un milion de butoane aici sus. Du-te, bă, cu butoanele tale, că le-am pus să iei unul, că dea un butoane, bord. Ești nebun la cap. Că dea un bord, ești nebun. Ești pregătit să pornesc? Sunt foarte pregătit. Nu mi-am scos telefon. Ce ai, mă? Pagani Zonda Mini. Nu? Ai grijă. Tu să-mi zici totuși ca un copilot ce ești. Da, țic. Pe unde să merg? Da, zic. Țic, nu e panică. Aici? Stânga, da. Stânga și aici ocolim noroiul prin stânga. Mai o intrare aici în scurt. Vrei stânga, stânga? Stânga în scurt, da. Stânga în scurt. Poți să mergi și... Asta e de recunoaștere, băi! Vrei să murim? Mamă, ce-mi face băiatul ăsta? Băi, asta trebuie să mergi încet! Extraordinar! Deci mă apuc de întrebări? Iau timp! Avem două încet! Lasă ambreiajul! Băi, nu pe iarbă! Nu pe iarbă! De ce? Nu e bună! De ce nu e bună? Pentru că te face să alunici foarte tare, aici suntem un carusel, mergi frumos pe exterior, după aia treci aici, da grijă la jalon, când îl ataci. Ce fac eu, mă, nici timp nu iau lui băiatul ăsta nici întrebări, nu-i bun. Nu, dar zi atunci, da, zic, zic, aici e doi blană, grijă la jalon aici, că trebuie să treci printre astea. Frâne ai? Ei, nici chiar așa, am frâne, dar nici în halul ăsta. Aici trebuie să calci frâna un pic mai tare, că... E multă iarbă aici și aici să ai grijă să nu pui spatele pe iarbă, pentru că
pierde foarte mult din aderență. Eu m-aș îngrijora mai puțin de iarbă și mai mult de cameramanul ăla care era acolo. N-avem treabă cu cameramanii, noi ținem circuitul. Dacă mergem pe circuit, toți cameramanii sunt safe. Aici trebuie să ai grijă puțin pentru că intri pe iarbă și te aruncă, nu mai prindem șicana asta. Mă omoară ăsta, mă, frate. Băi! Băi! Băi, eu v-am chemat aici să... De ce, e recunoaștere sau ce? Băi, asta zic, e, vezi că aici sare... Ei, de capul meu, băi! Salut, scuze, băi! Băi, aici e iar cameramanul. Ai grijă cu cameramanul, frate, te rog eu. Băi, merge tare, Giurgia, eu am uitat să vă spun, eu am mai mers. Suflet, că cameramanul ăla nu stă bine acolo. Nu suntem cu Golful Plus, te rog. Te rog să încerci să înțelegi că nu suntem cu Golful Plus. Și nu suntem pe asfalt. În hățe, talent. Aici nu trebuie atât de multă frână. Aici trebuie frână hotărâtă. Așa, mare atenție. Băi, băiatul. Băi, ți-am zis. Băiatule, cameramanul ți-am zis că nu stă bine. Eu ți-am zis că aici am furi pe... Dar ți-am zis că nu stă bine cameramanul. N-are nimic. Călcăm ambreiajul, porniște. A ieșit la recunoaștere. Aveți grijă. Băi, ok. Omul e... Timpul total, ți-am zis, da? Deci, mare atenție. Secunde, penalizare, conuri. Nu te-ai agitat. Eu te-am văzut liniștit de dimineață. Păi și ți se pare că nu-s liniștit? La volan, nu? Bă, frate, Walter Roll... Da. A zis că dacă n-are muște... Nu că a zis, bă, nu că a zis. A fost un documentar pe Discovery. Ok. Dacă îmi bate soarele, să închid trapul. Au pus niște senzori pe Walter Roll. Ok. Și au aflat că, de fapt, pe măsură ce îi crește lui la viteza, lui îi scade pulsul. Deci te liniștești tu. Hai, zi. 3, 2, 1, start. Am dat drumul și la întrebări. Tu nu l-ai suportat pe brațul atâta timp? Nu știu. Nu știi, ok. Ce sentiment are acum când conduce cea mai puternică mașină din cariera sa? Băi, mi-e doar de Dacia 1310. Să nu ne răsturnăm, te rog. Te rog. CN1, break. De cât timp te cunoști? Băi, ușor, băi. Lasă-o a doua, nu mai ai treabă cu vitezele, doar cu frâna și accelerația, te rog. Aici, da? Da, da. Aici, da, dreapta. De cât timp te cunoști cu bratul și de unde? De 100 de ani, pare, din vremuri imemoriale. De ce? De ce ți-ai bătut joc de Civic Typer în review? Nu eu, bratul. Iar ne confundă lumea. De ce nu face... Mamă, nu pot să citesc, băi. De ce nu face emisiunea la Super Speed mai lungă? Nu e timp. Nu e timp. Ok. Nu, asta nu pot să citesc, e prea lungă. Băi, lasă-o, băi. Îți dau tine cel mai bun timp, George, jur. Pe cuvântul meu, dacă nu zic, ai câștigat de la primul episod. Până acum... Mamă, mă omoară, băi. Băi, nu mai știu câte tureri mai am. Asta e a doua, mai avem una. Zi. Care e Tudor și care e George? Am făcut odată un test cu un Audi A8. Și în comentarii ne-a întrebat unul. A zis, băi. Frână. Toate ca toate, testul cu alea. Dar nu știu care e Giurca și care e bratul. Ăla în geacă neagră e prost rău. Asta era întrebarea, uite. Dar n-am mai apucat să citesc. Băi, ne omori, mă, cu frâna asta, mă, cu cuvântul meu și cu iarba. Lasă iarba! Lasă conurile! Băi, băiatule! Care conuri, mă, că n-am luat niciun con? Ți-ai îndeplinit visul de a avea mașina de vis? Lasă iarba! Da, se numește BMW R1250 ESA. N-am auzit nici eu măcar. Da. Deci ți l-ai îndeplinit, da? Nu, n-am mașina visurilor deocamdată. Ok, nu are. Cum este relația actuală cu brandul Peugeot după discuția cu 208? Non-existentă! Non-existentă! Te întreabă oamenii dacă merge Mercedes-ul, dar cred că vreau să-l întrebe pe brat. E ce posibil, zic? Da. Asta ce tură e? Nu știu. Cred că mai avem una. Zici? Da. Cred. Hai mai, eu cred că ți-a plăcut și te mai dau una. Băi, simplu. Frate, mergi foarte bine. Cred că e extra asta. Dar mie mi-e frică aici în dreapta, să știi, recunosc. Adică nu stau relaxat, mai ales pe virajele astea, unde roata dreapta spate ciupește iarba. Băi! Îți
frână. Da, ce mă, cred că n-ai pus anvelopele care trebuie. Pe spate nu. Aș vrea și eu freză ca al lui George, acum fac. Ne întreabă cineva. Bă, niciodată nu m-a mai întrebat nimeni nimic niciodată de freză. Nimic niciodată de freză, nu? Am greșit-o? N-are nimic. N-are nimic ca eu. Nu, n-am luat-o, nu. Bravo, ai fost bun. N-am ce să zic. Așa, dă-i, 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 dă-i. Gata, 3-3-6-61. Care mă că au fost 4 tururi. Da? Și de ce n-am făcut 3? Face toată lumea 4 atunci. Asta zic. Păi da. I-ai pus pe toți să facă mai multe tururi și eu să supor mai mult aici, Andrei. A, stai cam asta aici. Doar că... Că-ți vine să crezi, mi-a pus cineva o întrebare despre freză. Nu știu cum. Ce freză ai? Tu ai o freză? Păi asta zic. Da. Omul, unde te tunzi, de exemplu? Mă tun la un băiat. La un băiat. Ai văzut? Deci nu la fete, la băieți. Asta, da. Asta a fost experiența. Sper că ați auzit întrebările pe parcursul cursei. Formatul emisiunii a fost schimbat de către George. Nu mai facem 3 ture kilometrate, de acum vom face 4. Noi n-am putut acolo să mai vedem câte ture sunt, câte întrebări, câte alea. Așa că de acum 4 ture pentru toată lumea, mai mult stres pentru mine. Nu, mai nu, multe... nu. Ce s-a întâmplat este că s-a pierdut cu firea și n-am mai numărat cum trebuie. Doamna primar fostă. M-am pierdut. Acesta a fost episodul. Le mulțumim sponsorilor care ne-au susținut în toată nebunia asta. Îi știți, sunt Techstar, pentru că așa se numește și competiția asta, în care acești băieți din lumea auto, să nu le mai zic cum le zic, se întrec și vedem care este cel mai rapid. Avem și tabla, scriem acolo timpul total. Îi avem pe partenerii noștri și prietenii noștri în același timp de la Motul, Luca Customs, TCM Tuning și, bineînțeles, brandul OMV. Vă mulțumesc! Dacă v-a plăcut, share, like și subscribe ca să mai facem mai multe episoade, mai multe competiții și cu mai multe discipline să-i punem pe oamenii ăștia să conducă.